Dinamo se întărește în continuare, iar Juan Albin va ajunge cu siguranță în Ștefan cel Mare după ce roșalbii au bătut Palma și cu Veracruz. Mijlocașul care va ajunge în această săptămână la București a fost împrumutat la Dinamo, el semnând înțelegerea marți seară. Cu 13 goluri înscrise în 57 de meciuri pentru Veracruz, formație unde evoluează din 2015, Albin va fi o soluție de top pentru contra pe faza de atac. Nu doar din prisma ratei de goluri, ci mai ales a faptului că poate fi dirijorul atât de necesar de la mijlocul terenului. Albin va prelua astfel numărul lui Nistor, fotbalist care a ajuns la CFR la schimb cu Nascimento. Interesant e faptul că uruguaianul și-a dorit inițial tricoul cu numărul 11 pe care îl avusese și la Petrolul, însă acesta a fost retras de club în memoria unicului capitan Cătălin Hâldan. În sezonul de Liga 1, care începe în această săptămână, Dinamo va debuta cu o nou promovată. Partida dintre Juventus București și Dinamo se joacă pe Ilie Oană din Ploiești.